Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să le rugăm. Domne, miluiește! Domnul prea fericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română, pentru Preasfințitul Părinte Timotei Pragoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru tine, credinciosul, poporul de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru viitoarele Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miloiește! Pentru sinocașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miloiește! Pentru bula întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miloiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osănesc, pentru cei ropiți și pentru a lor izbăvire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miloiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bun de sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Preasfânta, curata, prebinecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Înălțător, împărat mare peste tot pământul. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Supusul ne-a luat popoare și neamuri sub picioarele noastre, suitul s-a Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să vă dăm. Ție, Doamne! Și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mare este Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru în muntele cel sfânt al Lui. Muntele Sionului, coastre de miază noapte, cetatea împăratului celui mare. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, cerceta e înălțată într-o slavă. Pre noi, cei ce Aliluia! Dumnezeu în palatele ei se cunoaște când o apără pe ea, că iată împărații s-au adunat, strânsul s-au împreună. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, cerceta e înălțată într-o slavă. Pe noi, cei ce scântăm ție, aliluia! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui
tare și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apărea mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Supra Sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume. Înălțatul Tău-i într-o slavă, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor, cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lor. Mea va grei înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Pleca voi spre pinul de urechea mea, tălcui voi în sunet de exaltire gândul meu. Înălțatul Tău-i într-o slavă, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor, cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii. Înțelepciune. Soy
ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, Amen.
cercetează via aceasta, pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Cercetează lumea aceasta, pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Cercetează via aceasta, pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Citire. Să luăm
din tâi am scris, o Teofile, despre toate cele ce a început Iisus a face și a învăța până în ziua în care s-a înălțat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, cărora s-a și înfățișat pe sine vin, după pătimirea sa, prin multe semne doveditoare, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu. Și fiind cu ei l-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile. Iar ei, adunându-se, îl întrebau zicând, Doamne, oare în acest timp vei așeza tu la loc împărăția lui Israel? Iar el a zis, nu este al vostru a ști anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa. Căci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeia și în Samaria, până la marginea pământului. Și acestea zicând, pe când ei priveau, s-a înălțat și un nor a luat de la ochii lor. Și privind ei pe când el mergea la cer, iată doi bărbați au stat lângă ei, îmbrăcați în haine albe, care au și zis, bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum l-ați văzut, merg la cer. Atunci ei s-au întors la Ierusalim, de la muntele ce se cheamă Măslinilor, care este aproape de Ierusalim.
binecuvântați, preasfințite Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului, pentru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Să fie mie după cuvântul vostru, preasfințite Părinte. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. După ce a înviat din morți, Iisus a stat în mijlocul ucenicilor săi și le-a zis, pace vouă! Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd un duh. Și Iisus le-a zis, de ce sunteți tulburați și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Vedeți mâinile mele și picioarele mele, că eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine că am. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele sale, deci încă recrezând ei de bucurie și minunându-se, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? Iar ei au dat o bucată de pește fript și dintr-un fagure de miere și luând a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine, în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă scripturile și le-a spus, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi și să se propovăduiască numele Său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Voi sunteți martorii acestora. Și iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu, însă voi să ședeți în cetatea Ierusalimului până ce vei veți îmbrăca cu putere de sus. Și a dus afară până spre Betania și ridicându-și mâinile i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-se lui, s-au întors în Ierusalim cu mare bucurie.